aștept. O să continuăm aceste dezbateri. Mergem un pic la Partidul Național Liberal, acolo unde o avem pe colega noastră Gabi Mihai, împreună cu Rareș Bogdan. Ne auzi, Gabi, bună seara! Bună seara! Suntem la sediul Partidului Național Liberal. Lângă mine îl puteți vedea pe Rareș Bogdan, ușor preocupat, iar asta pentru că încă se numără, da. Se numără voturile. După o primă sondare, după un prim exit poll, cum arată Partidul Național Liberal? Sunteți mulțumiți în aceste momente? Suntem mai mult decât mulțumiți. Este un scor care este dublu față de estimările din urmă cu un an la votul politic. Le mulțumesc românilor, le mulțumesc tuturor activiștilor, militanților liberali și tuturor celor peste 2,3 milioane de români care au pus ștampila pe Partidul Național Liberal. Este practic aproape același număr de votanți pe care am avut în urmă cu 5 ani de zile când am câștigat alegerile europarlamentare. Este după ce am trecut prin pandemie, prin criza COVID, deci prin criza energetică, fiind la guvernare, trecând peste provocările războiului din Ucraina, mi se pare un scor extraordinar. Le mulțumesc din suflet tuturor și rog pe toți colegii mei din diaspora, din țară, să păzească voturile. Din momentul ăsta, fiecare vot trebuie păzit, pentru că scorul pe care Partidul Național Liberal îl are în acest moment, conform estimărilor, pentru ora 21 este unul extraordinar, mai este o oră de vot pe care noi nu am prins-o în cadrul exit poll sau cercetările sociologice, deci foarte posibil ca scorul Partidului Național Liberal să crească puțin din cauza faptului că în special seara votanții noștri liberali se îndreaptă spre urne, iar în Transilvania, Banat, Bucovina, votanții noștri au crescut foarte mult ca procent spre seară. De asemenea, vreau să le mulțumesc românilor care au ales să spună nu extremismului, care au ales să voteze alianța, care să voteze lista comună la Parlamentul European. 54% este scorul listei comune. Am condus campania europarlamentară. Bogdan, ne uităm. La europarlamentare, împreună cu PSD, ați făcut un scor zdrobitor, 54%. La alegerile locale, vedem separat, 28%, în timp ce socialdemocrații au făcut un scor cu 3%. Și ne uităm la capitală, Sebastian Burduja a reușit doar 10%. A intrat foarte târziu în campanie, nu avem ce să-i reproșăm, a intrat târziu în campanie. Important este că Bucureștiul e doar un oraș din 3241 de localități din România, din 300 de orașe, și Bucureștiul a rămas de dreapta, ceea ce este un lucru important în perspectiva alegerilor prezidențiale. Deci Bucureștiul rămâne un oraș de dreapta. Partidul Național Liberal sper să-și poate păstra cât mai multe consilii județene, președinții de consilii județene. Colegii mei în momentul ăsta au intrat pe numărătoarea votului pentru că vrem ca pe lângă fiefurile tradiționale să putem păstra și alte, să putem câștiga alte două, trei consilii. Neamțu, Botoșaniu, este bătălie epică aproape acolo, Bacău. Și sigur să îi felicit pe toți cei care au reușit scoruri extraordinare la Maramureș, da. Bun. Și o bătălie foarte mare. Gabi, în primul rând transmitei și pe cei de la Bihor, ne auzim? De la Cucu, ne auzim. Alba, în primul rând felicitări deschizătorului de listă pe parte PNL. Vă rog, vă le răspund. Da. În primul rând salutăm pe Rareș Bogdan, îl felicităm pentru victorie. Și sunt și câteva întrebări pe care le avem de aici, din partea celor prezenți în studio. Ioana Constantin e alături de noi și vrea să-l întrebe pe Rareș Bogdan ceva. Da, bună seara, Gabi, bună seara lui Rareș. Prima întrebare ar fi legată de ce se întâmplă în teritoriu, pentru că în acest moment PSD-ul are aproape 40% din consiliile județene, PNL-ul 28%, vorbind despre o alianță la alegerile parlamentare PSD-PNL, după ce am văzut 54% la peste 50% la europarlamentare, aproape 70% la consilii județene, o alianță la parlament și la prezidențiale? O alianță la parlamentare între PSD și PNL, având în vedere ce am văzut acum la alegerile europarlamentare și ce am văzut la cele locale? Este prea devreme să ne exprimăm. Vom avea apoi mine marți prima ședință a coaliției post-alegeri. Până atunci numărăm voturile, așteptăm validarea rezultatelor. Numărăm numărul de primar, numărul de președinți de consilii județene, numărul de consilieri. Le mulțumesc celor peste 220.000 de români din diaspora care au ales să voteze. Nu pot să spun acum ce se va întâmpla. Spun doar că Partidul Național Liberal a luat un scor excepțional în acest moment. Atât lista comună, practic avem asigurați 8 europarlamentari, foarte probabil să-l obținem pe al 9-lea, iar la votul politic
pe consiliile județene. Gândiți-vă că este un scor absolut excepțional, acest 28%. Toate sondajele de opinie în urmă cu un an de zile ne dădeau la 13-14%. E un scor dublu din momentul din care a preluat Partidul Național Liberal conducerea. Bun. Partidului Național Liberal. Mai, mai sunt întrebări aici? Ciucă, actualul președinte. Din partea Ioanei Constantin, o întrebare referitoare la alegerile prezidențiale împreună sau separat de socialdemocrați. Vom alege. Eu cred că scorul acesta ne permite să ne gândim la un proiect în care Partidul Național Liberal să meargă prin noi înșine pentru alegerile prezidențiale, dar nu vreau să mă exprim în numele Partidului Național Liberal, vreau să o fac după ce stau de vorbă, nu doar cu colegii mei, George Flutur, Dan Motreanu, Lucian Bode și președintele Nicolae Ciucă, dar și cu ceilalți 75 de membri. Bun, mai sunt câteva întrebări pe care vor cei prezenți în studio să le adreseze domnului Rareș Bogdan. Da, asta rugămintea ar fi, Gabi, să îl anunț pe domnul prim-vicepreședinte că răspunsurile trebuie să fie așa mai succinte, că ne prindem. Pentru Laura Chiriache aici și are o întrebare pentru Rareș Bogdan. Da, bună, Laura Chiriac vine cu o întrebare pentru... Scuze, vreau să-i spun Laurei Chiriac. România a spus nu extremismului. Este o chestiune extrem de importantă. Bardella a câștigat în Franța. Da. Wilders se pare că câștigă totuși Olanda cu 8 europarlamentari. În Ungaria a câștigat Orban, Meloni a câștigat în Italia, AFD-ul și-a dublat scorul. După alianța PSD-PNL, AUR este pe locul al doilea cu 14. Bun, ne apropiem de pauză și așteptăm întrebarea de la Laura Chiriac. Apoi să obțină spragul de 20. AUR a luat sub jumătate din scorul partidului național. E adevărat, dar valul... Problema e că valul extremist în Europa în momentul ăsta e atât de mare încât Emmanuel Macron a anunțat în seara asta, a semnat decretul de dizolvare a adunării naționale. Vom avea legislative în Franța pe 30 iunie primul tur, pe 7 iulie al doilea tur, adică valul ăsta al extremismului duce Europa într-o zonă sumbră în care valorile europene, așa cum le știam, riscă să se schimbe. Riscă să se schimbe valorile europene din cauza valului extremist din Europa și vedem și anunțurile făcute de Emmanuel Macron în aceste momente. Prin urmare, vedem că AUR se situează pe locul al doilea cu un procent mare. Din punctul meu de vedere, nu este un procent mare. 13% este un procent cu mult sub așteptările celor de la AUR, mult, mult sub așteptări. Sigur, pot să se mai schimbe puțin situația. Ne așteptăm la un val extremist în Parlamentul European, având în vedere ce s-a întâmplat acum în Europa. Nu știu toate rezultatele, am fost concentrat pe ce se întâmplă aici. Știu rezultatele din Franța, din Austria, din Italia, din Ungaria, Germania și Olanda. Într-adevăr, au câștigat cu excepția Olandei, cu excepția Germaniei, au câștigat extremiștii alegerile sau ultraconservatorii. Important este că România, pe lângă faptul că a avut o prezență uriașă la vot, de aproape 9,5 milioane de români, toate estimările dădeau maxim 7 milioane, acești români extraordinari, frumoși, iubitori de libertate, de democrație și de viață liberă, au ales să spună nu partidelor care promovează anti-europenismul, euroscepticismul și au ales să spună da. Milu Rareș Bogdan, îl felicităm că este pe plan.